Cel puțin 11 persoane, printre care 7 copii, și-au pierdut viața, iar alte 7 au fost rănite după ce o clădire cu 3 etaje s-a prăbușit aseară în orașul indian Mumbai, afectat de ploile torențiale. Mai multe persoane s-ar putea afla în continuare sub dărâmături, iar operațiunile de căutare și salvare sunt în curs de desfășurare. Drumuri și piețe din Mumbai au fost inundate, iar circulația unora dintre autobuzele și trenurile locale a fost întreruptă după sosirea primelor ploi din sezonul musonic în capitala financiară a Indiei, un oraș deja grav afectat de pandemie de COVID-19. Sezonul musonic a debutat mai devreme în acest an în Mumbai. Acesta creează de obicei blocaje impresionante în Mumbai, un oraș construit pe țărmul Mării Arabiei, din cauza inundațiilor ample provocate de ploile torențiale.